Doamnelor, domnilor, bun găsit, încep știrile dimineții la Antena 3 Ploi. Ești în comalnic, oamenii se tem să mai doarmă în case de frică să nu se prăbușească peste ei. Și totul din cauza lucrărilor la centura orașului. Muncitorii au săpat aproape de locuințe, iar pereții acestora au început să crape. Rămas și fără pomi în curte, iar oamenii se uită cu groază cum se rupe pământul. Autoritățile nu văd o problemă în zona respectivă și spun că toate pagubele vor fi remediate. V-au spus înainte că vă vor expropria, să știți? Nu ne-a zis nimeni nimic, ne-a venit o singură foaie că ne ia 134 de metri pătrați de livadă. Și uitați ce mi-a luat. Peste 1000 de metri pătrați, cam aproape 5000 de metri. 4960 de metri. Sunt toți cu livadă, cu casă, cu tot. Casa vecinului ar trebui să fie pe jumătate în centura comunei. Uite, ați văzut și noastră cum a trasat. Speriate că vor rămâne fără agonisala de o viață aproape 60 de familii care locuiesc în cartierul Podului Neag din orașul Comarnic, stau cu frica în sân că în orice moment pământul ar putea să o ia la vale cu tot cu casele lor. Totul după ce se plâng acestea, constructorii le-au luat din proprietăți mai mult decât era stabilit inițial. Una dintre locuințe a rămas acum pe marginea prăpastiei. Ia uite așa aici cât e de crăpat. Unde să mai mergem eu? Mai grav este că pereții casei s-au crăpat atât de tare încât proprietarul, care a muncit an la rând în străinătate pentru a cumpăra locuința, și-a luat familia și a plecat să stea la părinți. Vedeți aici, să vedeți că dacă vedeți camere cum sunt. Vă e teamă să mai stați? Păi nu, cu cine mai stă aici? Cine mai stă aici? Să vedem dacă vine vreunul să doarmă aici, când o auzi noaptea, să pârâie sau cine știe ce face aici, să rupe sau... Na. Mi-e frică să mai stau cu copii, cu familie, adică cu femeie, cu tot. Ne e frică. Unde ați plecat? La tatăl meu. Stau acolo într-o cameră la o mătușă de-a mea. Când o veni acum că este în Spania și mă dă afară, iau copiii, soția și mă duc păscări la primărie. În timpul lucrărilor, țeava de apă a fost dezafectată, iar alimentarea cu gaze ar putea fi întreruptă în scurt timp. Asta pentru că în documente oamenii au fost înștiințați că le vor lua 130 de metri pătrați din teren, însă în realitate au excavat de 7 ori mai mult. Domn primar a venit ieri, da, s-a venit mai mult, că să-i lăsăm să continue excavările și alea tot. Nu poți să te mai las, domne. Vino cu consolidarea, cu toate alea din spate și după aceea mai vorbim. Dar în spate trebuia să vie cu zid. Cel puțin pe zona casei, la 10 metri în spate și în față să fie venit cu un zid de sprijin. Ca să dea un curaj omului. Băi, uite, îți fac terasa aici, îți fac nimic. Cum spune dumnealor, le-a tăiat și pomii fructiferi. Cu abuz de putere, deci a tăiat pomii fructiferi, care un pom de fructifer rodește în 50 de ani. Ce este critică pentru ei, ca familie, au investit și au tras gaze și au tras apă. Nu-i interesează. Își bate joc de noi, pur și simplu. De tot satul. Vă văd emoționat. Așa. Da, pentru că nu ne-a ajutat cu nimic. La apă, când am tras, n-a vrut să ne dea închiria buldo de la Oprea, de la Sinaia, ca să săpăm. N-a vrut să ne-l depal primării. Autoritățile spun că nu aveau cunoștință de situația din teren, însă au cerut de urgență o ședință de lucru. Ei spun că vor veni cu un zid de susținere și o să le facă și ale de, să poată să ajungă în condiții de siguranță la casă. Adică lucrurile, cred că dacă nici în 2024 nu suntem în stare să facem niște lucrări la câtă tehnologie avem și la câte lucruri, cât a avansat la momentul ăsta, atunci putem să spunem că, mă rog, după ce că s-a început atât de greu această ocolitoare, măcar noi ne dorim tare mult să se implementeze acest proiect. Am aflat și noi despre situația creată. Până mâine, când avem această ședință cu toți factorii implicați, inclusiv cu constructorul, din punctul nostru de vedere, nu am dorit să spunem că lucrările au fost efectuate necorespunzător sau să împărțim vina. Întâi vrem să avem o discuție cu toți factorii, să vedem exact ceea ce s-a întâmplat acolo și dacă într-adevăr aceste discuții au o bază solidă și din acel moment putem să avem o discuție pe ce avem de făcut în continuare. Centura orașului Comarnic este finalizată doar în proporție de 50% și va fi inaugurată abia anul viitor. Conform contractului, durata de execuție a lucrărilor este de 21 de luni, iar etapele pregătitoare
au început în toamna anului trecut, însă fără a avea autorizație de construire completă. Avizul pentru jumătate din proiect a fost emis abia la sfârșitul lunii ianuarie 2024. Pe 21 august, în urmă cu 99 de ani, se năștea unul dintre cei mai mari actori români, Toma Caragiu. A fost omagiat de către reprezentanții Teatrului Ploieștean, care îl are ca patron spiritual pe marele artist. Pe 21 august 1925 s-a născut marele actor de teatru și film Toma Caragiu. Reprezentanții teatrului din Ploiești, care îi poartă numele, au marcat această zi. Au depus flori la busturile lui Toma Caragiu, aflat în vecinătatea teatrului și în foaierul instituției, și au pregătit și o expoziție de fotografii cu marele artist. Într-adevăr, o zi specială, pentru că astăzi Toma Caragiu, cel care este patronul spiritual al Teatrului Ploieștean, a fi împlinit 99 de ani. Personalitate marcantă a culturii naționale, pentru că de mult a depășit granițele județului sau țării. Toma Caragiu este recunoscut de publicul larg, mai ales pentru rolul din seria filmelor BD la munte și la mare sau din aparițiile televizate. Marele Toma Caragiu era un actor excelent și jucam piese de teatru și, și la televiziune. Știți că a fost și directorul teatrului Ploiești? A fost directorul teatrului, da. În primul rând, carisma. Seria de filme cu BD-uri și foarte multe piese de teatru. Și ce să spun? În 77 am pierdut un mare actor. Actorii Teatrului Ploieștean vor pregăti pentru anul viitor, când se vor împlini 100 de ani de la nașterea lui Toma Caragiu, un spectacol tribut. Părinții au început pregătirile pentru școală. Pentru început, le cumpără copilor ghiozdane, penare și rechizite. După ce vor începe cursurile, vor primi și liste de la profesori. Spun că vor scoate din buzunar câteva sute de lei pentru prima zi de școală. A rămas mai puțin de o lună până la începerea unui nou an școlar. Librăriile, dar și marile magazine s-au aprovizionat deja și așteaptă pe părinți cu rechizite pentru toate buzunarele. Pentru începerea anului școlar ne-am pregătit cu ghiozdane, cu rechizite școlare. Ghiozdane, penare, caiete, pixuri, blocuri de desen, acuarele, plasterină, ce mai au nevoie, trusele de geometrie, tot absolut ce este nevoie, tot. Cam care sunt costurile? Destul de ponderate. Deci la ghiozdane ar începe, să zic, de la 50 de lei, care sunt mai slăbuțe calitativ, până la cele de 100-160, care sunt de firmă și sunt și dotate, au niște dotări. Unele au penare, altele au încărcătoare pentru telefon. Părinții deja au început cumpărăturile pentru școală. Costurile diferă în funcție de calitatea rechizitelor. Depinde de calitatea produsului pe care vrea părintele să-l aleagă. Dar pleacă așa de pe la 1 milion, de la 100 de ron, 100-150 de ron, până la 300 de ron, care sunt de foarte bună calitate. Depinde ce alege. Preferabil ar fi să aleagă de bună calitate, pentru că țin și mai mult și le recomand asta. Sunt bune, într-adevăr, decât să dai de 2-3 ori prețul, mai bine iei de la început de bună calitate. Ce ați cumpărat? Ghiozdan. Cât ați cheltuit? 150 de lei. Și mai aveți de luat caiete, nu? Da, mă așteptăm lista acum. De la școală? Da, da. Am cumpărat niște caiete și acum așteptăm sufletește să ne pregătim. Ce trebuie să-i mai luați? Păi așteptăm lista de la domnii învățători, să vedem ce caiete, ce opționale, cum știți cum. Cam câți bani credeți că trebuie să cheltuiți pentru pregătirea asta pentru școală? În jur de, cred că 300-400, cam așa. Cu ghiozdan, cu, depinde dacă m-am luat ghiozdan de anul trecut, e mai bun, evaluăm, vedem. Dar în medie cam 300-400 de ron. Am început așa un pic pregătirile, dar ce ați cumpărat pentru caiete? Deocamdată caiete, urmează pixuri. Cam câți bani credeți că veți cheltui? Cel puțin vreo 7 milioane. Cel puțin. Părinții de multe ori se întreabă de ce copilul apasă pe caiet. Apasă pentru că la vremea respectivă, când era decolorat, i-a luat culori mai slabe. Și atunci el tot a apăsat să se vadă culoarea. Și în virtutea obișnuinței, apasă și scrie și rupe fila de caiet. Și le recomandați culori mai... Le recomand cele care sunt de bună calitate. Pentru 2, 3, 4 lei în plus, nu se merită. Manualele vor fi cumpărate după începutul școlii. Au început să vină și cu legerile de română și de matematică, clasele 1, 4, 5, 8, manualele școlare,
tot așa clasele 1-4, dar la manuale mai așteptăm, pentru că aici este vorba de alegerea învățătoarei pentru manualul respectiv, deci mai așteptăm aici. Părinții pot cumpăra de acum diferite culegeri, caiete tip sau alte cărți ce îi vor ajuta pe elevi să aprofundeze materia. Sunt memoratoare, sunt culegeri de română și de matematică cu toate formulele adunate la un loc. De exemplu, clasele 5-8 de matematică, le recomand, sunt foarte bune. Nu mai stai să cauți o formulă de matematică la clasa 6, ci le ai aici cuprinse toate. Cursurile anului școlar 2024-2025 încep la data de 9 septembrie 2024. Poliția română a scos la concurs peste 1200 de posturi de agenți și ofițeri de poliție, precum și de personal contractual prin încadrare directă din surse externe. Înscrierile pentru posturile de polițiști se fac până la data de 6 septembrie. Poliția română a scos la concurs 1238 de posturi, dintre acestea 923 sunt de agent, 68 de ofițer de poliție și 247 de personal contractual. Se face încadrare directă din sursă externă. Înscrierile pentru posturile de polițiști se fac până la data de 6 septembrie, ora 16, inclusiv în zilele nelucrătoare. Posturile scoase la concurs sunt în specialități precum acțiuni speciale, cazier judiciar, statistică și evidențe operative, cercetare și prevenirea criminalității, rutieră, criminalistică sau ordine publică. Pentru posturile de polițiști, în perioada 18-27 septembrie, se va desfășura proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice, proba practică, în funcție de posturile scoase la concurs, dacă este prevăzută o astfel de probă. Ulterior, la data de 5 octombrie, va fi desfășurată proba scrisă susținută printr-un examen tip grilă. La un pas de tragedie în Bucegi, o turistă din Germania s-a urcat pe o stâncă în zona Babele. A alunecat și a căzut rănindu-se grav la cap. A fost transportată la spital cu ajutorul unui elicopter. O turistă germană în vârstă de 42 de ani, aflată în drumeție pe platoul Bucegi, a fost la un pas de moarte. Aceasta s-a urcat pe o stâncă din apropierea cabanei Babele. Din neatenție, aluneca și a căzut, suferind un traumatism craniocerebral cu pierderea stării de conștiență. Salvatorii montani aflați de serviciu la baza Salvamont Baba Mare au intervenit rapid în ajutorul ei și, dat fiind gravitatea cazului, a fost solicitată intervenția elicopterului de la Brașov. Echipajul medical a stabilizat victima și a transportat-o la Spitalul Județean de Urgență din Brașov. Legendele fotbalului românesc au fost prezente în Vălenii de Munte cu ocazia inaugurării bazei sportive Vălenii Arena. Adrian Ilie, Rădoi Raț, Bănel Nicoliță, Ogăraru sau Marius Lăcătuș au intrat pe teren. Echipa de aur a jucat contra CSO Tălăjenul Vălenii de Munte, scor final 2-2. Anterior, 10 de tineri pasionați de sportul rege au jucat în mai multe meciuri amicale. Seara s-a încheiat cu un concert Connector și trupa Damian Drăghicem Brothers. Haideți să vedem! Un rând de aplauze se inaugurează oficial baza sportivă din Vălenii de Munte. Baza sportivă din Vălenii de Munte a fost inaugurată, ocazie cu care zeci de tineri pasionați de sport au luat parte atât la meciurile amicale special organizate, cât și la surprizele pregătite de oficialități. Este un eveniment inedit, mult așteptat. Am muncit foarte mult să creăm o bază sportivă modernă la standarde europene, de care să ne bucurăm cu toții. Astăzi are loc inaugurarea acestei baze sportive. După cum vedeți, am avut evenimente cu copii, au venit, au jucat fotbal, am avut invitați, nu numai copii, dar și echipe de seniori din localitățile din jur. A fost un mini-campionat, să-l numim așa, și de asemenea, surpriza serii, au fost invitați legendele fotbalului românesc. Această bază sportivă reprezintă un nou început pentru sportul din Vălenii de Munte, spun autoritățile, având în vedere că are toate dotările necesare pentru a susține performanța. Ne dorim ca toți copiii, nu numai din Valen, dar și din jur, să aibă deschidere către sport. Avem un teren mare pentru fotbal, avem mini terenuri de fotbal, avem teren de tenis, avem vestiare, avem o bază de recuperare foarte bine dotată, drept pentru
pentru care se pot bucura și categoric pot răsări copii care să facă performanță pe viitor. Legendele fotbalului românesc au susținut un meci amical contra celor de la CSO Teleajenul Vălenii de Munte. Adrian Ilie a deschis scorul. Scorul final al partidei a fost 2-2. În primul rând îmi face o mare plăcere că ne-am revăzut, ne-am reîntâlnit și în al doilea rând, sigur, când îi vezi cum ating mingea, calitățile tehnice care le au, sigur că nu poate decât să te bucure. La final au urcat pe scenă Connector și trupa Damian & Brothers. Super mișto, super, super public. N-am mai cântat la Vâleni, dar se pare că aveți un public extraordinar și ne pare bine că am fost invitați. E incredibil, ar trebui cât mai multe inițiative de genul ăsta, pentru că e important pentru tineri să aibă un loc unde să vină, să se bucure de orice fel de sport și mai ales ei să facă sport. Buzău Internațional Arts Festival este aproape de start, mai sunt câteva zile și începe un festival care aduce o mulțime de surprize. Nu vor lipsi baloanele gigant, statuile vivante, circul sau concerte. Buzău International Arts Festival începe în forță pe 23 și 24 august pentru cei mici și nu numai. Se anunță două zile pline de distracție. Vor fi marionete gigant, toboșari, mascote, statui vivante, ateliere de pictură pe față, paradă moto, personaje pe picioroange, baloane, uriașe de săpun sau acrobații cu foc. Seriile sunt dedicate concertelor. În prima zi de festival va fi un concert tribut Nicu Covaci. Evenimentul este organizat de Asociația Cultural și Asociația Bulevardul Culturii în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău și Centrul Cultural și Educațional Alexandru Marghiloma în Buzău. Programul Litoralul pentru Toți începe de la 1 septembrie. Reprezentanții agențiilor de turism vorbesc despre reduceri de până la 70% comparativ cu tarifele practicate pe litoralul românesc în vârf de sezon. Programul Litoralul pentru Toți continuă și în această toamnă. De la 1 septembrie sunt așteptați la mare și cei care nu au ajuns pe timpul verii. Suntem deja la, dacă nu mă înșel, la 43-a ediție. Acest program se desfășoară în perioadele de extrasezon, respectiv mai-iunie și septembrie-octombrie. Deja au început înscrierile, pentru prima perioadă a lunii septembrie pot spune că deja este destul de aglomerat, pentru că știm foarte bine până încep și copiii școlile și vremea ține cu noi. Ceva mai multe locuri găsim în a doua parte. Cum vi se pare acest program? E un program excelent, excelent. Sigur că da, copiii mei merg. Și fetița și nepoții, dar... Profită de aceste prețuri mai mici în cadrul programului Litoralul pentru Toți. Profită, sigur că da. Cei care aleg să meargă la mare în extra sezon pot beneficia de reduceri substanțiale, chiar și de 70% față de tarifele practicate în plin sezon. Tarifele pornesc, să zicem, mi-am notat câte ceva. La Mamaia, de exemplu, avem hoteluri de 3 stele, unde tarifele pornesc la 480 de lei. Eforie Nord avem sejururi, vorbim de acest pachet de 6 nopți, unde tarifele de persoană pornesc la 235 de lei, la Neptun de la 390 de lei, tot sejur de persoană, 6 nopți. Dacă în anii trecuți programul Litoralul pentru Toți se desfășura până la sfârșitul lunii septembrie, în ultimii ani, datorită temperaturilor mai mari, a fost extins până la 14 octombrie. Sport acum. Din acest sezon, Petrolul Ploiești va avea și o echipă secundă. FC Petrolul Ploiești 2 va evolua în seria 5 din Liga 3. Dinu Todoran a fost confirmat în mod oficial ca antrenor.
Noua echipă Petrolul Ploiești 2 va evolua în seria 5 din Liga 3 și îl va avea ca antrenor principal pe Dinu Todoran. Meciurile de pe teren propriu se vor desfășura la baza Compe de la Streșnic. A fost aflat și programul sezonului regular, Petrolul Ploiești 2 urmând să dispute 9 meciuri. La Casa Fotbalului a avut loc tragerea la sorți pentru partidele din play-off-ul Cupei României. Echipa ploieșteană a fost repartizată în urna A. În urma tragerii la sorți, Petrolul Ploiești întâlnește CSE Dumbrăvița în play-off-ul Cupei României. Meciul va avea loc în deplasare. Data și ora de disputare a partidei urmează a fi stabilite pentru perioada 27-29 august. Gloria Buzău întâlnește Universitatea Cluj luni în etapa a 7-a din Superliga. Pentru această partidă au fost puse în vânzare biletele. Echipa din Crâng a pus în vânzare biletele pentru meciul dintre Gloria Buzău și Universitatea Cluj, meci din sezonul 2024-2025, etapa 7 din Superliga. Partida este programată luni 26 august de la ora 19. Achiziționarea biletelor se poate face online de la sediul clubului de miercuri până duminică între orele 10 și 15 și luni între orele 10 și 13 sau de la casele de bilete în ziua meciului începând cu ora 13. Tarifele la bilete sunt VIP 2 100 de lei, tribuna 0 50 de lei, tribuna 1 35 de lei, tribuna 2 25 de lei, peluza 2 15 lei. Accesul este gratuit pentru persoanele cu dizabilități și copiii cu vârstă sub 12 ani. Doamnelor, domnilor, știrile dimineții la Antena 3 Ploiești au ajuns la final, dar nu plecați, ne revedem în câteva momente la Start Alert. Rămâneți cu noi!